Este o garnitură în care se vor regăsi, am zis, atât membri a Partidului Acțiuni Solidaritate, cât și persoane care nu se regăsesc sau nu sunt membri ai partidului. După mine, am zis, dacă îmi permiteți astăzi, eu nu am să răspund exact la această întrebare, fiindcă dacă doamna Gavrilița și-a asumat la început săptămânii să vină cu garnitura completă și cu planul de acțiuni, atunci cred că este și dreptul doamnei să prezinte întreaga garnitură și respectiv această asumare de plină. Noi, cel târziu, am zis, joi, vineri, vom acorda votul de încredere guvernului. Deci, dreptul la surpriză îi aparține exclusivitatea doamnei Gavrilița. Este o asumare colectivă, să zic așa. Și eu vreau să înțelegeți că este o muncă de echipă. Nimeni niciodată nu va reuși de unul singur, indiferent cât de bine va fi pregătit. Iar atunci când vorbim de democrație reprezentativă, vreau să zic că este o acțiune colectivă, comună și respectiv doamna Gavrilița, dacă a transmis public mesajul, să aveți un pic de răbdare și încredere, să-i acordăm acest drept. Doamna Roșca, pot să vă spun? Da, vă rog, pentru că avem un dialog. Această puțină secretomanie... Nu e secretomanie deloc. Noi putem să facem unele concluzii. Democrația așa nu se face. Noi putem să facem unele concluzii. În primul rând, nu toată lista este de plină, da? Completă. Okay. Și atunci nu putem să intervenim aici. Sunt încă discuții și este un proces firesc. Și intern este un proces firesc. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Și atunci ziceam că nici nu am astăzi mandatul să prezint această listă. Eu nu am nicio pretenție față de dumneavoastră. Eu acum am o pretenție anumită pentru abordarea pe care și a însușit-o partidul. Discuția în jurul componenței nominării a guvernului ține nu doar de partid, ține inclusiv de societate. Și eu cred că dacă s-ar discuta inclusiv la nivelul dezbaterilor televizate și așa mai departe, asta ar putea să vă ajute mai degrabă decât... Iată, eu mă întrebam de ce... Dar ați luat anume această modalitate, vă aparține, nu avem mari pretenții în acest sens, dar mie mi se pare că într-o democrație veritabilă în jurul guvernului, guvernul e a statului. Din acest punct de vedere, chiar dacă vă asumați responsabilitatea politică pentru acest guvern, dar guvernul hai să spunem așa, va amenaja statul, din acest punct de vedere, poate era necesar ca să existe cel puțin niște discuții pe anumite ministeri. Bun, dar repet încă o dată, asta e o viziune individuală a mea. Doamna Pieru, este opinia.